ajutat de Sabin Stroie din Pitești și Florin Păunescu din Râmnicu Vâlcea. Rezervă este Mihai Motan din Târgoviște. Așadar, la limită, 1-0, deși a jucat destul de bine. O centrare foarte interesantă pentru Caiondo, însă respinge apărarea dejenilor. Alexandru Pop în margine, centrează Pop, lovitură de cap, bară! Prima ocazie importantă și nu s-a terminat, un șut din cătere. Prima mare ocazie, Angelo Cocian nu reușește să trimită pe poartă, bară pentru Unirea Dej. A fost execuția foarte bună acolo, Alexandru Pop a lovit mingea din centrarea lui Blaj. Putea fi 1-0 pentru Unirea Dej, Dincă părea bătut și aici din cădere. Cocian trimite destul de periculos și va fi lovitură de colț pentru gazde. Mingea trimisă direct pe poartă, încă o bară. Mingea a fost trimisă în bară de portarul Dincă pentru Unirea Dej. Mingea cade pe bară, Dincă n-a șters acea minge. Am avut senzația în direct că a atins balonul, însă mingea cade direct pe bară. La fel ca Alexandru Pop, Stefan Drăghici centrează, Drăghici, lovitură de cap, bară! A treia bară a meciului, faza nu s-a terminat. Încă o dată, mingea trimisă în bară. Încearcă să șuteze Pop, îi pasează lui Matiș, Matiș în poziție bună, prelungește Matiș și este penalti. Matiș a fost faultat și este penalti pentru Unirea Dej. A apucat să paseze Matiș acolo către colegul său și Bodișteanu vede cartonașul galben. Arbitrul era aproape de fază, a lăsat însă faza să continue. Ia să vedem momentul, cu Matiș în careu, da, este fault făcut de Bodișteanu. Nu se vede foarte clar, dar pare să fie, da, l-a călcat acolo. E adevărat că fluieră Valentin Porumbel. Și este gol! Unirea Dej înscrie, marchează Alexandru Pop. Dar a trimis plasat Pop. 1-0 pentru Unirea Dej. Primul gol în acest play-off pentru Unirea Dej. Balgiu trage de la distanță, gol! Super reușită, Balgiu! Ce execuție, fantastic șutul! Nici o șansă pentru Dorian Răilean. Nu mai sunt pentru a recupera aceste 3 puncte și se prăbușesc pe teren oamenii lui Dragoș Militaru.